momentul de publicitate și dacă e miercuri, este domnul Iosif Balint alături de noi. Cum bine știți, avem rezervată această zi pentru dumnealui și pentru remediul, suplimentul alimentar pe care dânsul vine să vi-l prezinte, folositor în mai multe direcții, aș putea spune. Știți din emisiunile trecute despre beneficiile acestui supliment alimentar, dar revenim în fiecare miercuri aici să facem vorbire despre el, pentru că zicea o vorbă mai de demult, așa îmi zicea mie un profesor, că repetiția este mama învățării. Adică dacă repetăm din ce în ce mai mult o treabă, ne intră bine în cap și înțelegem și despre ce este vorba. Bineînțeles că dumneavoastră știți despre ce vorbim noi aici, dar noi vă reamintim despre acest lucru. Îi spunem domnului Balint încă o dată, bine ați revenit, domnule Balint, la Sănătate Înainte de Toate. Bine v-am regăsit. Vreau să vă spun că avem semnale pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de web sau web, cum se spune, colegii. Așa. Da, bine, lasă, a zi că am zis. Și multă lume, multă omenire vine și ne întreabă în felul următor, domnul Balint. E interesată mai mult și mai mult de, să zicem, afecțiunile, de bolile pe care noi putem să le tratăm, putem să le remediem cu folosirea, cu administrarea acestui produs. Și vreau să începem de data aceasta cu această problemă. Da. Deci dacă vorbim de afecțiuni, aici putem să zicem că vorbim de anumite afecțiuni, chiar le putem categoriza afecțiuni endemice, fiindcă din ce în ce mai multe persoane dezvoltă sau la mai multe persoane apare această sau aceste afecțiuni, aceste boli. Din păcate, formarea acestor boli în timp depinde foarte mult și de individul respectiv, de fiecare individ separat. De ce? Fiindcă aceste boli în foarte multe cazuri sunt sau pornesc de la dereglarea, să zicem așa, a modului de viață. Asta înseamnă că avem un mod de viață sedentară, avem o alimentație dată peste cap, nu numai ca și program de alimentare zilnică, dar ca și calitatea alimentelor și cantitatea lor. Deci, în foarte multe cazuri, aceste boli ar putea fi prevenite dacă acele persoane, să zicem așa, nu că aș ști că... Pot să zic că foarte multe lume cunoaște destul de multe deja despre anumite afecțiuni, dar dacă ar și lua în serios ceea ce se întâmplă cu organismul lui, cu viața lui, de fapt. Și atunci, normal că, pe de o parte, viața aceasta rapidă în care trăim, alergăm toată ziua, nu avem timp de a avea grijă de sănătatea noastră și atunci apar aceste boli. Dacă vorbim de boli, atunci aici amintim de fapt două mari grupe de afecțiuni. Vorbim de probleme de circulație, atât arterială cât și venoasă, și probleme legate de țesutul osos, masa osoasă, scheletul uman. Și aici putem aminti afecțiunile cum ar fi osteoporoza și artroza. Deci astea ar fi cele două mari grupe de afecțiuni despre care vorbim. Acum, dacă tot a spus despre astea două grupe și ați adus aminte, ați reamintit despre sistemul circulator, despre vene, despre sistemul venos, vreau să vă întreb, nu știu dacă v-am mai întrebat vreodată lucrul acesta, dar mă interesează foarte mult. Dacă la nivel cerebral se întâmplă ceva atunci când administrăm acest tratament, știut fiind faptul că
mulți dintre noi, din cauza vieții pe care o ducem, din cauza vitezei, așa cum spuneați dumneavoastră, vitezei nu aia cu mașina cu care mergem. Viața noastră se desfășoară într-un ritm așa dinamic, alert. Eu știu, poate că consumăm prea multă cafea, poate că unii fumează prea mult sau au un regim de alimentație alandala cu multe grăsimi și nu știu ce. Și se mai formează pe la vinișoarele astea mici de pe la creier mici probleme. Putem, dacă administrăm, să zicem, o luăm ca și prevenție și pe urmă ca și un tratament pe care o să ne spuneți dumneavoastră cam cât ar fi durata. E bun pentru treaba asta, pentru tot ce se întâmplă la nivel cerebral? Da. Deci, dacă vorbim pur de funcționalitatea pe creierului, în mod indirect putem ajuta fără doar și poate. De ce? Fiindcă creierul funcționează în condiții optime în momentul în care are o irigație cu sânge oxigenată optimală. Cu trecerea anilor, îmbătrânirea, cu apariția celor plăci aterosclerotice și așa mai departe, normal că scade foarte mult această irigație a creierului, scade foarte mult transportul de oxigen către creier și atunci normal că și creierul suferă. Pe de o parte, pe de altă parte, putem vorbi și de o parte de prevenție în cazul în care vorbim de acel atac vascular cerebral. Fiindcă acela înseamnă de obicei ori o rupere de arteră și formarea unui hematom în cutia craniană, ori formarea unui dop care este un obstacol total la nivelul unei artere și atunci vorbim de un atac vascular cerebral nehematomic, ischemic de fapt. Și atunci, ca să prevenim aceste lucruri, putem ajuta cu aceste tablete. Și ceea ce spuneați mai devreme despre cafea, fumat și de alimentație. Dacă ne uităm un pic în trecut și foarte multe lucruri trebuie să învățăm din trecut, fiindcă asta se întâmplă, de schimbat trecutul nostru nu mai putem schimba, dar putem să învățăm foarte multe din tot ce am făcut până acum. Dacă ne uităm la bunicii noștri, ei mâncau foarte multă slănină. Așa este. Și aveau foarte puține probleme cardiace sau de gen circulație. Dar de ce? Fiindcă acum dacă zicem că cineva, dacă mănâncă în fiecare zi, știu eu, o bucată de slănină, face imediat sau în scurt timp, știu eu, un atac vascular cerebral sau un infarct miocardic sau plăci aterosclerotice o să apară cu grămada. Nu. Ce se întâmplă? Bunicii noștri care lucreau pe pământ sau oriunde lucrau, ei aveau un program, majoritatea un program de alimentare concretă, fixă, în fiecare zi, dimineața la aceeași oră, la amiază la aceeași oră, seara la aceeași oră. Indiferent că mânca slănină sau mânca ceapă sau știu eu ce mai mânca, carne și așa mai departe. Deci era, în primul rând, foarte important programul de alimentare. Și este și acum, dar din păcate nu foarte puțin țin de acest program. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să știm că și calitatea unor alimente s-a schimbat. Deci până când acum 30 de ani, 40 de ani, un porc se creștea cu porumb și cu cartofi fierți, da. Acum majoritatea, să zicem așa, porcilor cresc cu nutrienți. Injecții, cu injecții, domnul Balint. Exact. Deci, de-aia, dacă eu știu cazuri concrete, că sunt unii producători mai mici, care au numai câteva porci acasă, pe care țin numai cu cartofi și cu porumb. Și sunt restaurante care merg la ei și cumpără un porc pentru niște evenimente mai speciale. Da. Fiindcă și gustul cărnii este total alta și calitatea cărnii este total alta.
Deci, și aici există deja o diferență dacă comparăm trecutul cu prezentul și cu viitorul. Și tot așa, acele legume și fructe pe care le mâncăm noi acum conțin mult mai puține vitamine și minerale decât conțineau acum 30-40 de ani. Așa că noi ar trebui, sau persoanele din vremea noastră, din zilele noastre, ar trebui să aibă mult mai multă grijă ce mănâncă și cât mănâncă, fiindcă calitatea alimentelor este alta decât pe vremea bunicilor noștri. Ajutăm, să zicem, modul de viață pe care îl avem foarte haotic și modul de viață pe care îl avem noi alandala cu suplimentul ăsta alimentar, cu remediul ăsta, dar multă lume se întreabă în felul următor, domnul Balint. Spuneam că în emisiunile trecute că un tratament, o administrare, să zicem, care să se cunoască, să se vadă rezultatul în urma administrării, că trebuie să dureze minim 3 luni. Da. Și acum avem telespectatori care întreabă așa, dom'le, dar de ce 3 luni de zile? Ce se întâmplă în astea 3 luni de zile? Și trebuie să le explicăm oamenilor ca să înțeleagă, așa cum, după măsura înțelegerii lor, că 3 luni astea nu sunt, nu este o perioadă de timp pe care vrem noi să o promovăm sau dumneavoastră sau oricare altcineva, ci că în urma unor studii, asta este o perioadă, să zicem, standard. După 3 luni începe să se întâmple ceva la nivelul afecțiunii pe care noi o vizăm și respectiv asta cu circulația, se vede că după 3 luni de zile te simți mai vioi poate sau te simți mai fresh. Corect. Obișnuiesc să spun la foarte mulți pacienți care pun aceeași întrebare, ca și o comparație. Deci, ca să se nască un copil, îi trebuie 9 luni, da? Deci, plus minus, da, câteva săptămâni. Asta e perioada standard. Asta e perioada standard, da? Și la aceste afecțiuni sunt anumite lucruri pe care trebuie să luăm în considerare. Pe de o parte, că vorbim de obicei de boli cronice, care s-au format în timp și nu se pot rezolva într-un timp mai scurt. Normal că sunt anumite medicamente etice, care chimice, să zicem așa, care merg țintite, dar efectul lor este, durata efectului este mult mai scurtă decât la anumite suplimente alimentare care conțin extracte din plante, vitamine. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, teoretic și practic, cu aceste vitamine și minerale, noi venim în sprijinul organismului. În primul rând, ajutăm mecanismele organismului să lupte contra acestor boli, contra acestor afecțiuni. În foarte multe cazuri, nu merg aceste plante țintit către boala. Să zicem, să luăm un dop într-o arteră. Da. Într-o anumită măsură are efect și asupra dopului, dar majoritatea cazurilor, aceste suplimente, aceste extracte naturale din plante vin și ajută în primul rând organismul să lupte împotriva acestor afecțiuni. Și atunci, normal că acest proces este mult mai lentă decât la anumite medicamente etice. Asta este, de fapt, de aceea vorbim în general de 3 luni. 3 luni înseamnă că după 3 luni, deja pacientul trebuie să aibă rezultate vizibile și palpabile. Tot spuneați adineauri de compoziția de plantele care intră în formula suplimentului. Și aș vrea să le mai repetăm o dată telespectatorilor ce conține acest supliment alimentar, ce conține o tabletă. Del face
atât de benefic pentru lucrurile pe care dumneavoastră le-a spus puțin mai devreme aici, respectiv pentru cele două, să zicem, ramuri, respectiv sistemul osos și sistemul circulator. Și după aceea să trecem să vorbim un pic și despre schelet, despre bolile scheletale, cum intervine acest remediu asupra lor. Corect. Foarte mulți pacienți ne sună și întreabă în felul următor. Vreau să știu despre aceste tablete minune. Eu nu le numesc așa, fiindcă minunea o poate face bunul Dumnezeu, în rest noi ori muritorii de rând, ori încercăm, ori stricăm și minunea pe care a făcut bunul Dumnezeu. Deci de obicei așa se întâmplă. Secretul în aceste tablete chiar constă în natură, fiindcă toate elemente pe care le conține, acele vitamine, minerale și extracte din plante, sunt din natură, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt combinate în așa fel, ca și cantitativ, pe de o parte, pe de altă parte calitativ, ca efectul lor să fie maximalizat în punctul unde este nevoie. Se numește acest lucru sinergie. Deci, să închipuim că este o orchestră și fiecare trebuie să cânte aceeași muzică. În momentul în care violonistul crede că nu mai are nicio funcție și pleacă, deja acel cântec nu mai sună la fel. Echilibrul s-a stricat. S-a stricat echilibrul. Deci aici, la acest produse, în primul rând, să zicem așa, secretul constă în echilibru acestor componente, ca și calitativ, ca și cantitativ, ca să-și desfășoare și să aibă efect țintit în locurile unde este nevoie, maximalizat și să nu inhibe o componentă pe alta. Avem de la doamne întrebări, să știți, pentru că sunt foarte multe femei care se confruntă cu două probleme, să zicem așa, specifice lor, anume varicele și osteoporoza. Și întrebarea ar fi în felul următor, domnule Balint. Dacă postoperator, o doamnă care a avut probleme, s-a operat, a avut o intervenție pentru boala asta varicoasă, și știți că după ce se operează de varice, trebuiesc administrate anumite, să zicem, medicamente, anumite pastile care să grăbească oarecum vindecarea, dar care să îmbunătățească și circulația la nivelul venelor care au fost afectate. Și una din întrebări este dacă sunt benefice aceste tablete pentru boala varicoasă și ne referim după ce s-a operat, deci postoperator, și cum acționează la nivelul osteoporozei. Pentru că după o anumită vârstă, deja oasele încep să se cam rărească, dacă pot să zic așa, ele nu mai sunt, n-au mai au densitatea pe care o aveau atunci când eram tineri. Corect. Dacă luăm boala varicoasă. Asta înseamnă că acele artere se dilată, nu mai au elasticitate și de aceea avem un surplus de sânge la nivelul picioarelor sau laba picioarelor. De obicei, dacă vorbim postoperator, ce se întâmplă? Apare o venă care are un desen curbat la nivelul pielii, devine inestetic, urât și așa mai, urâtă și așa mai departe. De obicei, problema estetică este, sau majoritatea cazurilor, problema estetică este cea care împinge doamnele către, sau domnișoarele, către o intervenție chirurgicală. Ceea ce trebuie să știi, că în aceste intervenții chirurgicale, majoritatea cazurilor se înlătură o bucată de venă. Dar, dacă am avut o problemă la nivelul unei vene sau unui segment de venă,
Asta înseamnă că avem probleme și altundeva, numai că încă nu sunt la vedere, să zicem așa. N-au ieșit la suprafață aceste probleme. De aceea, în foarte multe cazuri, recidivele pot să apară. Deci asta înseamnă că post-operator, știu eu, după 2 ani, 3 ani, indiferent, iar poate să apară varicele pe un alt segment de venă. Și atunci, normal, din start, post-operator, sunt recomandate aceste tablete, fiindcă putem să prevenim apariția varicelor pe o altă zonă în timp. Și asta este foarte important. Putem să folosim și preoperator, chiar în foarte multe cazuri nu se mai ajunge la operație. Putem prelungi viața acelei vene foarte, foarte mult, pe de o parte, pe de altă parte, chiar putem elimina intervenția chirurgicală. O să vă invit să luăm un moment de publicitate, domnule Balint, și să le reamintesc telespectatorilor noștri că au la dispoziție un număr de telefon afișat pe micul ecran, numărul de telefon scris cu roșu, doamnelor și domnilor. La acel număr de telefon puteți să sunați, să intrați în direct cu domnul Balint, să ne cereți informații, să ne propuneți teme de discuție. Acel telefon este telefonul emisiunii Sănătate Înainte de Toate și vă stăm la dispoziție cu tot ce doriți dumneavoastră în materie de sănătate și în materie de invitații pe care noi îi avem sau doriți să îi avem. Publicitate și revenim. Puterea revigorantă a naturii are un nume, HRI Vitalion. Această tabletă are efecte remarcabile într-o multitudine de probleme de sănătate și este inventată de Terence Gallagher. At least give HRI Vitalion a try. I'm sure you'll find it worth it. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Comandați acum sau căutați în farmacii și magazine naturiste. Pentru mai multe informații referitoare la produsul HRI Vitalion, puteți suna la următoarele numere de telefon: 0734 431 650 sau 0757 554 865. Pentru mai multe informații referitoare la produsul HRI Vitalion, puteți suna la următoarele numere de telefon: 0734 431 650 sau 0757 554 865. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. Puterea revigorantă a naturii are un nume, HRI Vitalion. Această tabletă are efecte remarcabile într-o multitudine de probleme de sănătate și este inventată de Terence Gallagher. At least give HRI Vitalion a try. I'm sure you'll find it worth it. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Comandați acum sau căutați în farmacii și magazine naturiste. Am revenit, doamnelor și domnilor, după momentul de publicitate. Suntem alături de domnul Iosif Balint, prezent în fiecare miercuri la emisiunea noastră și în casele dumneavoastră, bineînțeles. Vine să ne vorbească despre beneficiile unui produs, unui supliment alimentar care are atât de multe întrebuințări, mai ales vis-a-vis de problemele astea moderne pe care le întâmpinăm vis-a-vis de sănătate, pentru că și modernitatea a venit cu probleme noi, peste noi, și dacă pot să spun că au apărut sau au explodat niște boli, niște afecțiuni care acum câțiva ani de zile poate că erau neînsemnate sau auzeam așa întreagăt că cineva a avut o problemă nu știu de care și ziceam, cine știe, de la supărare sau de la nu știu ce. Acum din ce în ce mai multă lume e supărată și din ce în ce mai multă lume e stresată și are probleme de genul acesta. Rămăsesem cu discuția, domnule Balint, la osteoporoză sau dacă mai aveți ceva să spuneți vis-a-vis de varice, continuăm, dacă nu trecem la osteoporoză, da. Cum intervine produsul asupra osteoporozei? Eu ceea ce aș mai aminti, nu neapărat la problemele venoase, ci la bolile acestei moderne. Da. Știți că foarte mult timp, de exemplu, oamenii nu ajungeau în clinică
cu fierea. Deci da, acel piatră ori la rinichi, ori la fierea. De ce? Fiindcă mergând cu căruța, se elimina încă în faza în care era nisip. Și nu e glumă. Deci zdruncinatul ăla de la căruță, exact, și drumul, cum era drumul, exact, favoriza eliminarea, exact, nisipului și nămolului, exact, de la... Iar acum, de când umblăm cu autoturismul... Cât cu... mai silențios. Silențios, da, electric și așa mai departe, cu autobuzul, cu trenul, și metrou și așa mai departe, nu mai avem acea să mișcare. Să zicem, în mod natural, da, 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 de... Și de aceea, în ultimii 20-30 de ani, sau s-ar putea în ultimii 40 de ani, a crescut numărul pacienților care ajung în secțiile de chirurgie cu astfel de probleme. Deci, putem să spunem că, de fapt, deja vorbim de o boală modernă, să zicem, fiindcă înainte nu erau așa de multe. Să știți că am fost de curând într-un spital de pediatrie și am văzut copil la 4 ani cu pietre la rinichi. Da, la vârsta aceea totuși presupun că erau alte probleme, da, colaterale. Da, cu siguranță, da. Dar, în general vorbind, sunt, din păcate, boli care sunt boli moderne. Boli... Incidența a crescut foarte mare, corect, vârsta a scăzut foarte jos. Corect, corect, corect. Și atunci... dacă trecem la osteoporoză, iar vorbim de o boală, nu pot să zic modernă, dar una care după o anumită vârstă începe să fie la modă, fiindcă osteoporoza apare mai frecvent la doamne și mai ales în jurul menopauzei sau după menopauză. Poate să apară și mai devreme, dar acolo de obicei sunt anumite intervenții medicale sau anumite dereglări hormonale la persoane mai tinere. Osteoporoza înseamnă nu distrugerea țesutului osos, ci slăbirea structurii osoase. Țesutul osos este un labirint de grinzi osoase care se leagă unul de celălalt. În momentul în care pierde din această structură, din aceste grinzi se subțiază, normal că automat și osul în sine, ca și un întreg, pierde din solidaritatea lui. Și atunci nu mai e așa de solid, nu mai e așa de compact și normal că sau poate să apară foarte repede o fractură, chiar la o lovitură minoră sau, în unele cazuri avansate, chiar spontan, dacă vorbim deja de o osteoporoză avansată. Ce se întâmplă în osteoporoză? Acele distrugeri și reparații care sunt în țesutul osos, fiindcă sunt două tipuri de oase, de celule, unul distrug țesutul osos, celelalte vin și reconstruiesc. În momentul în care apare dezechilibru între aceste două tipuri de celule, apare și osteoporoza. Da, într-adevăr, avem nevoie de calciu în țesutul osos, dar nu în cantități mari, uriașe, așa cum a început să devină la modă. Avem osteoporoză, luăm la îngro calciu și tot nu rezolvăm nimic și atunci stau doamnele și se miră că eu am luat calciu și tot am osteoporoză. Da, așa e, asta este lozinca. Dom'le, iau, da, calciu. Dar calciu din produsul despre care vorbim, da, are o particularitate față de celălalt calciu, dacă pot să mă exprim așa, adică se lipește mai bine ca celălalt acolo unde este problema? Calciu în sine e aceeași calciu. Ideea este că, în primul rând, cantitatea pe care conține este undeva la un sfert din doza zilnică recomandată. Fiindcă noi introducem în organism și prin alimentație calciu.
De exemplu, laptele conține foarte mult calciu. Dacă bem 2-3 pahare de lapte zilnic, deja am introdus doza zilnică recomandată pentru un adult sau pentru un copil. Și atunci, ideea este că degeaba avem calciu dacă nu putem integra în țesutul osos. Și asta este una dintre secretele osteoporozei. Dăm calciu, dar nu putem integra. În aceste tablete, aceste extracte din plante ajută integrarea calciului în țesutul osos. Și atunci putem avea o remediere mult mai vizibilă și mai rapidă, de fapt, decât în cazul în care luăm numai calciu și acel calciu tot nu se integrează în țesutul osos. Deci, în cazul osteoporozei, în cazul acestor tablete, aici este, să zicem așa, secretul, fiindcă conține și o cantitate de, mică de calciu, fiindcă sunt foarte multe persoane care, sau pacienți care mă sună și deja iau calciu, nu mai vreau calciu, fiindcă ca nu cumva să pățesc ceva. Nu trebuie să vă fie frică, deci cantitatea de calciu conținută de aceste tablete este undeva la un sfert de, din doza zilnică recomandată, deci oricum restul trebuie introdusă prin alimentație în organism, iar combinația de plante, vitamine și minerale ajută calciul la integrarea în țesutul osos. Și dacă în 3 luni putem ajunge să scădem o valoare de DEXA de la minus 4 la minus 2 sau de la minus 2 la minus 1 sau 0, este un pas foarte uriaș înainte. Ați adus aminte aici de fracturi, că oasele sunt mai fragile în urma osteoporozei. Se întâmplă să ne ajute în cazul unei fracturi acest produs, domnule Balint, și mă gândesc aici dacă ajută la sudarea, la lipirea oaselor care s-au fracturat mai repede, mai bine și mai, cum să zic eu, mai țapăn, ca pe, dacă pot să mă exprim așa, pe înțelesul tuturor. Da, corect. Răspunsul este da, ne poate ajuta foarte mult. E bine de știut, fiindcă începe să vină perioada de iarnă, la urgențe, la ortopedie începe să da, fie coadă. Da, avem un prieten medic la ortopedie și spune că iarna ajunge foarte rar acasă, dar foarte des la spital. Da. E solicitat. Din păcate așa este. Și atunci, în primul rând, putem cât de cât să prevenim această fractură. Normal că dacă picăm de la etajul 1, nu putem să prevenim cu niște tablete, dar putem întări, în primul rând, din timp, țesutul osos, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă avem o fractură, am suferit o fractură, ne poate ajuta mult mai, foarte mult în remedierea sau sudarea celor două oase, fiindcă ce se întâmplă? Dacă dărâm o perete dintr-o casă și mă apuc eu singur să refac cu un sac de ciment și cu două cărămizi, prea departe nu ajung. Dar în momentul în care vin două, trei vecini, aduce fiecare câte 2-3 saci de ciment și fiecare aduce încă, știu eu, 10, 20, 30 de cărămizi, mult mai sigur că la un sfert de timp voi rezolva această problemă cu peretele respectiv. Da, da, da. Și aici acest lucru se întâmplă la reconstrucția țesutului osos, fiindcă putem să zicem că e ca și un perete, conține acele țigle, conține cimentul care dă structura țesutului osos și îl întărește. Spuneați de artroză. Da. Că e un remediu bun și benefic și pentru problema asta. Acum, artroza asta ne cam face să scârțim, ne închilozează, ne, ca omul de tinichea din Alice în Țara Minunilor. După mergem ploaie. Puțin așa mai țapeni. Și multă lume ar vrea, na, vorba aceea, că după o anumită vârstă trebuie să mai înceapă să scârție pe aici, pe acolo. Și ar vrea să știe dacă luat ca o
cură o tabletă, două pe zi, o anumită perioadă, să zicem că facem pe an două treburi din astea, luăm două luni primăvara și mai luăm două luni toamna, cât o tabletă administrăm. Ne mai dă drumul la încheieturi, mai simțim așa o vioiciune, ceva? Da. Artroza apare de obicei la genunchi, la șoci și la nivelul coloanei vertebrale. Foarte mulți oameni ajung, de exemplu, la medic cu dureri de cap și află că de fapt are o problemă de coloană vertebrală, care niște ciocuri la coloană și de aici provin durerile de cap. Deci asta ca și unde da și unde crapă. Deci el are o... intentat să-și administreze pastile pentru durerea de cap. Exact, exact. Și aici ce se întâmplă? Durerea trece pentru 8 ore, dar sursa problemei, sursa durerii, cele ciocuri pe coloana vertebrală, nu dispar. Da. Aia rămâne. Asta dacă vorbim de artroza la nivelul coloanei vertebrale. Dacă vorbim de artroza la nivelul de genunchilor sau a coapselor, este, să zicem așa, la același lucru, numai că nu dă dureri de cap, dă dureri de picioare, de genunchi, de șol și așa mai departe. Ce se întâmplă? Artroza este o boală degenerativă în care cartilajul moare și cresc aceste ciocuri țurțure de oase care încep să zgârie capsula articulară, să distrugă din sensul opus cartilajul și automat apar aceste inflamații, apar durerile și așa mai departe. Dacă nu intervenim, poate evolua până la anchilozarea totală, deci asta înseamnă că cele două oase se sudează și nu mai avem mișcare pe articulația respectivă. Cu aceste tablete putem interveni la nivelul acestor ciocuri, acestor țurțurei de oase, osteofite, pentru a stompa sau chiar a le face dispărute. Aceste osteofite, aceste ciocuri, dacă dispar, dispare și iritarea capsulei articulare, dispare și distrugerea cartilajului din sensul opus, scade automat inflamația, scade durerea și recâștigăm foarte mult din mobilitatea acelei articulații. Și atunci, dacă după 3 luni eu pot să mă dau jos din pat sau chiar pot să mă duc 2-3 km fără să apară... Sau să ne aplecăm, să ne legăm la șireturi. Corect. Fără să ne doară. Acesta este un pas uriaș la acești pacienți, fără doar și poate. Mai avem câteva minute până la final, 2 minute. Aș vrea să ne spuneți unde găsesc cei interesați produsul. Aceste tablete sunt disponibile în toată țara, în farmacii, magazine naturiste, în lanțurile de farmacii, lanțurile de magazine naturiste care există, se poate achiziționa, deci nu sunt contrafăcute, ca să le răspund foarte multor pacienți care ne sună și mă sună și pe mine, domne, ăla din farmacie e contrafăcută sau nu? Nu sunt contrafăcute, cele de pe piață sunt cele originale din Oxford, Anglia, nu se găsesc contrafăcute în România la acest produs, deci se poate achiziționa fără nicio problemă. Cu încredere că sunt aceleași produse pe care ar cumpăra de oriunde. Am înțeles. Păi vă mulțumim încă o dată că, iată, încă o zi de miercuri ați fost, într-o zi de miercuri ați fost prezent la Sănătate Înainte de Toate. Vă mai așteptăm încă mult timp de aici încolo. Doamnelor și domnilor, nu uitați că miercuri de miercuri domnul Iosif Balint este aici pentru dumneavoastră. De asemenea, vreau să vă reamintesc că mâine dimineață de la 6:30 la ora 8 această emisiune este în reluare pentru cei care doriți să o revedeți sau care din motive numai de dumneavoastră știute nu ați putut să o vizionați în direct. Pagina noastră de Facebook Sănătate Înainte de Toate vă stă la dispoziție cu întrebări, cu sfaturi, cu tot ce doriți dumneavoastră. Suntem acolo pentru dumneavoastră.
Acestea fiind zise, Jules vă pupă, vă iubește și vă respectă și vă dă întâlnire mâine la 16:30. La revedere!